Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit din nou! Astăzi am să vă prezint un material realizat de George Hodorogea despre campania prezidențială din Statele Unite, marcată de afacerile familiei Biden în România. Actuala finală prezidențială din Statele Unite ale Americii se joacă între actualul locatar de la Casa Albă, Donald Trump, din partea Partidului Republican, și reprezentantul Partidului Democrat, Joe Biden. Joseph Robinette Joe Biden Jr. a fost al 47-lea vicepreședinte al Statelor Unite. Înainte de a fi învestit în această funcție, la 20 ianuarie 2009, a fost senatorul senior al Statelor Unite pentru statul Delaware. El a îndeplinit și funcția de senator timp de 36 de ani, din anul 1973 până în 2009. Este recăsătorit cu Jill Biden. Din ambele căsătorii s-au născut 4 copii, Naomi, Ashley, Beau și Hunter. Acesta din urmă, fiul din prima căsătorie și cel care este amestecat în prezent în mai multe scandaluri economice, scandaluri folosite la maximum de către rivalii republicani. Cu puțin timp înainte de marele scrutin, fostul președinte Joe Biden, nominalizat al Partidului Democrat, conduce, conform sondajelor, cu 10 puncte procentuale în fața lui Donald Trump. De exemplu, are avans chiar în anumite state net favorabile de obicei republicanilor. În Michigan, Pennsylvania, dar și Wisconsin, state unde Trump câștigase la mici diferențe meciul cu Hillary Clinton în 2016, în prezent, Joe Biden conduce cu mai mult de 6 puncte. Iar în Florida, alt fief republican, sondajele îi arată pe cei doi rivali la egalitate. La fel și în statele Carolina de Nord și Georgia, Ohio și Iowa, state pe care Barack Obama le-a câștigat în anul 2012 pentru democrați, dar unde Trump a învins-o pe Hillary Clinton peste 4 ani. Sondajele naționale îl arată pe Joe Biden cu un avantaj semnificativ. În special, persoanele în vârstă de culoare albă, un grup care l-a ajutat să-l propulseze pe Trump către victorie în 2016, au dat semne de dezaprobare față de gestionarea de către președinte a pandemiei COVID-SARS-2. Joe Biden deține un avantaj substanțial în rândul alegătorilor latini, o populație demografică în creștere în state swing, precum Arizona și Florida. Dar unele sondaje sugerează că este mai puțin popular printre alegătorii latino decât Barack Obama în 2012 sau Hillary Clinton în 2016. Oricum, un adversar imprevizibil pentru Donald Trump s-a numit noul coronavirus, cel care a reajustat preocupările și comportamentul alegătorilor. Într-o situație similară a mai fost Trump și în urmă cu 4 ani, dar scandalul e-mailurilor și scrisorilor lui Hillary l-a ajutat clar să câștige. Acum, republicanii se pare că au o nouă armă pentru a-l învinge pe Biden, afacerile familiei acestuia în anumite țări controversate, precum Rusia, Ucraina, Ungaria, China, dar și, nu se putea altfel, România. În anul 2019, democrații americani au lansat o anchetă ce ar fi putut, teoretic, să ducă la destituirea președintelui Donald Trump. Astfel, aleșii de la Washington căutau să afle în ce fel șeful Casei Albe a profitat de funcția sa pentru a-i face rău lui Joe Biden, fost vicepreședinte american și potențialul său rival în cursa prezidențială din 2020. În urma presiunilor media, Biroul Oval a confirmat că Donald Trump i-a cerut omologului său de la Kiev, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, să demareze o anchetă asupra afacerilor desfășurate în acea țară de către fiul republicanului Hunter Biden. Donald Trump a fost nevoit să recunoască că a evocat pe 25 iulie la telefon, într-o convorbire cu Zelensky, numele lui Joe și Hunter Biden. Donald Trump a afirmat că Joe Biden și fiul său Hunter sunt niște corupți și că felul în care s-au comportat în Ucraina este scandalos. De asemenea, actualul președinte american
Îl acuză pe fostul vicepreședinte american că ar fi cerut în anul 2015 destituirea unui procuror ucrainean care îl ancheta pe fiul său Hunter. Dar ce se întâmplase în Ucraina? Hunter Biden, avocat, lobbyist și om de afaceri, a fost într-adevăr membru în Consiliul de Supraveghere al grupului gazier ucrainean Burisma între anii 2014 și 2019. Chiar în perioada în care tatăl său, Joe Biden, era vicepreședinte SUA și se ocupa de dosarul ucrainean. Un amestec dubios de genuri, relatează ziarul Le Monde. Firma Burisma a fost o vreme ținta unei anchete pentru corupție, dar fiul lui Biden nu a fost niciodată pus în cauză public. Iar Trump l-a acuzat pe Biden că a pus presiune pe ucraineni ca să-i ancheteze fiul. Ziarul Le Monde avusese dreptate. Afacerea avea un miros urât de corupție. Compania Burisma a fost cofondată de Mykola Zlotchevsky, un oligarh prorus din Ucraina. An de zile firma sa a fost modestă înainte de a deveni, foarte repede și în urma apropierii patronului ei de diversi oameni politici, numărul 1 privat al sectorului. Mai exact, din momentul când Zlotchevsky a devenit parlamentar și apoi chiar ministru al ecologiei, pe timpul președinției lui Victor Ianukovici. Astfel, patronul Burisma este unul dintre cei mai bogați ucraineni. Însă, după mișcările revoluționare din anul 2014, o parte din averea lui Zlotchevsky a fost sechestrată, iar conturile din Marea Britanie blocate, iar procurorii ucraineni au demarat o anchetă asupra acestuia și asupra afacerilor sale. Însă, în timp ce anchetatorii ucraineni îi pregăteau un dosar, Zlotchevsky a apelat la personalități străine pentru a se proteja. Astfel, în firma sa au fost atrași fostul președinte polonez Alexander Kwasniewski și Hunter Biden, fiul vicepreședintelui american. Astfel a reușit să blocheze ancheta și să se mențină în afaceri și după Revoluția Maidanului ucrainean. Același ziar Le Monde amintește că, din cele 4 afaceri criminale lansate contra lui, doar 2 mai sunt pe rol. Iar toți cei 3 procurorii generali din epoca președinției Poroșenko l-au ajutat pe omul de afaceri ca să scape de justiție. Dar cum s-a amestecat Joe Biden? Simplu. Mâna dreaptă a lui Barack Obama a pledat în anul 2015 pentru destituirea procurorului general ucrainean Victor Shokin și a utilizat amenințări financiare pentru a-l răsturna. De fapt, acest procuror era acuzat de Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional că îi apără pe corupții din țară și că sabotează reformele guvernamentale instaurate după Revoluția Maidan din 2014. Asta deoarece Victor Shokin îi ancheta selectiv pe corupți, tocmai în scopul de a-i acoperi pe alți corupți. Iar Hunter Biden nu făcea parte dintre amicii lui. Nu era pe ștatele de plată ale acestuia. Inițial, Joe Biden a declarat că nu a fost niciodată informat despre afacerile financiare ale fiului său în străinătate. De aceea, Biden era de părere că Trump a abuzat de puterea sa pentru că se simte amenințat. Dar de ce era suspectat Donald Trump? Democrații susțineau că șeful Casei Albe l-a șantajat pe omologul său ucrainean, Volodymyr Zelensky, cu blocarea unui ajutor de 400 de milioane de dolari destinat armatei ucrainene, dacă nu va lansa o anchetă pentru corupție contra lui Hunter Biden, doar atât cât să-i păteze imaginea tatălui acestuia. În cele din urmă, majoritatea republicană a votat respingerea cererii democraților, iar Donald Trump nu a mai fost suspendat. Cu puțin timp înainte de alegerile prezidențiale din Statele Unite, Mark Meadows, șeful de personal de la Casa Albă, a readus în atenția publicului teoria legăturilor financiare dintre familia lui Joe Biden și țări controversate, printre care și România. Familia Biden are afaceri necurate. Zilele următoare veți vedea și o conexiune românească, spunea acesta. Astfel s-a repus pe tapet scandalul ucrainean și nu numai.
Atacul Casei Albe, învinuindu-l pe Joe Biden că încearcă să mușamalizeze evenimentele legate de acuzațiile de corupție care planează asupra fiului său, Hunter Biden. Fiul care a încasat banii de la o companie energetică ucraineană, condusă de un oligarh corupt, pentru a facilita accesul unor personaje controversate la tatăl său, care în acel moment era vicepreședintele Americii, a declarat Mark Meadows, care continuă că Joe Biden nu vrea nici să răspundă întrebărilor critice ce a știut despre activitățile corupte, presupus corupte ale lui Hunter Biden, ce a știut despre ilegalități. Mi se pare fascinant, spune Meadows, că o parte din banii care par să curgă spre familia Biden vin în principal din România, Ucraina și China, chiar cele trei țări în care Joe Biden a fost delegat special, a încheiat acesta. Informațiile au fost făcute publice în cadrul unui interviu acordat de Mark Meadows postului Fox News în emisiunea The Evening Edit. Întrebat dacă a vrut să spună Rusia sau chiar se referea la România, Mark Meadows a răspuns: chiar am menționat România. Deci, cred că în zilele care urmează să vină, veți vedea de asemenea o conexiune românească, a încheiat acesta. Fiul lui Biden, Hunter, a fost consilierul controversatului om de afaceri român, Puiu Popoviciu, în prezent dat în urmărire internațională, dar Londra refuză să-l extradeze. Afirmațiile lui Meadows nu au fost însă primele legate de acest subiect. Astfel, nu este prima dată când numele României este menționat de oficialii de la Casa Albă pentru a-l ataca pe Joe Biden. Chiar anul trecut, fostul primar de New York, republicanul Rudy Giuliani, avocatul personal al lui Donald Trump, a susținut în contextul crizei provocate de discuția telefonică dintre Trump și Zelensky și posibilitatea destituirii lui Trump că Hunter Biden avea afaceri nu numai în Ucraina, dar și în România. Chiar prestigiosul ziar New York Times scria că Hunter Biden era una dintre țintele actualului lider de la Casa Albă, fiind atacat atât pe plan personal, cât și pentru afacerile sale care de multe ori au presupus ocuparea unor poziții care s-au intersectat cu cariera politică a tatălui său. Astfel, conform gazetarilor de la Times, printre afacerile dubioase se număra și consilierea omului de afaceri român Puiu Popoviciu. Despre Popoviciu, New York Times scria că omul de afaceri român Gabriel Puiu Popoviciu și afacerile acestuia cu imobiliare au devenit subiectul unor anchete. Se pare că ancheta asupra lui Popoviciu a fost deschisă într-o perioadă în care Statele Unite și aliații puneau presiune pe statul român pentru a lua măsuri de combatere a corupției. Ancheta s-a finalizat cu un proces încheiat cu condamnarea lui Popoviciu la 7 ani de închisoare, titrează New York Times. Iar Rudy Giuliani a continuat atacul asupra familiei Biden. Într-un interviu acordat postului Newsmax TV, acesta a declarat că furau bani, luau bani din țări precum Irak, Ucraina, China, România și, să nu uităm, Moscova. Legăturile de afaceri și financiare ale familiei Biden au fost relevate recent și date publicității datorită intervenției lui Peter Szijjártó, ministrul de externe al Ungariei, în urma atacului democratului asupra statului de drept din Ungaria. Joe Biden, candidatul Partidului Democrat la alegerile prezidențiale din Statele Unite, care vor avea loc pe 3 noiembrie, ar trebui să răspundă înainte de toate la întrebările legate de afacerile sale suspecte din Ucraina și după aceea să se ocupe din nou de Ungaria, a declarat Peter Szijjártó. Astfel, ministrul de externe maghiar a reamintit că în timpul președinției lui Barack Obama, Joe Biden s-a ocupat timp de 8 ani, în calitate de vicepreședinte al SUA, de chestiunile din Europa Centrală, având unele interese și în Ungaria, nedezvăluite până acum, iar acum a devenit candidatul democraților la președinția SUA. În continuare, Peter Szijjártó a susținut că, în timpul guvernării democraților americani, țările centrale europene erau atacate permanent. Noi, maghiarii, am simțit aceasta pe propria noastră piele.
dând de exemplu criticile și atacurile Casei Albe după adoptarea legii fundamentale a Ungariei, precum și de faptul că liderii ambasadei americane în Ungaria au participat cu bucurie la protestele din Budapesta, care au fost organizate de opoziție împotriva guvernului. Pe lângă acestea, trebuie să ne aducem aminte și de acele opinii deosebit de părtinitoare, care au fost exprimate în fața opiniei publice în vederea sprijinirii opoziției și spre atacarea guvernului ungar. A mai spus Peter Szijjártó. Ministrul de externe a acuzat și faptul că, în această perioadă, Joe Biden era foarte preocupat de Ucraina. Au fost perioade, în timpul în care era vicepreședinte al SUA, când a mers mai des în Ucraina decât în provinciile americane, aflate în afara Washingtonului. Era acea perioadă când băiatul său îndeplinea tocmai funcția de director al unei companii energetice foarte importante din Ucraina. În această perioadă, în sectorul energetic din Ucraina, au fost derulate multe afaceri suspecte. Și să nu uităm și de interesele lui Biden în țara vecină, România, a încheiat ministrul. Voalat, ministrul maghiar îl acuză pe Biden că atacul acestuia asupra guvernului Viktor Orban este mânat de interese comerciale și în Ungaria. În final, Peter Szijjártó conchide, Joe Biden să dea un răspuns înainte să se ocupe de Europa Centrală. Acum, Joe Biden a început să fie preocupat din nou de Europa Centrală și la o campanie electorală a lansat atacuri total neadevărate la adresa Ungariei și Poloniei. Ar fi bine dacă Joe Biden ar da un răspuns înainte să se ocupe din nou de Europa Centrală, a încheiat acesta. În concluzie, prieteni, nu știm cine va câștiga Casa Albă, dar să sperăm că o să aflăm adevărul despre afacerile americane în România, în special cele ale lui Joe Biden. Nu de altceva, dar dacă tot ne acuză americanii de corupție, de ce nu vor să vadă că principalul corupt s-ar putea să fie chiar american și nu unul oarecare? Prieteni, mă opresc aici. Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și, până data viitoare, vă doresc numai bine. Pe curând!